Cam așa arată sărăcia într-o țară post-sovietică. Chișinău, zi de duminică, pasarela de la gara feroviară. Oamenii ăștia expun marfă second hand, cam ce au pe acasă, la vânzare. Vă imaginați ce se întâmplă dincolo de pasarela. Și unii vin să cumpere. Cândva toată piața asta era plină de oameni, dar acum poliția e lungă. Mai departe de ochii boierilor. Și acum sărăcie e după locomotiva sovietică vopsită în tricolor. Cam așa arată și Republica Moldova toată.